Am revenit în platoul Iași TV Live. Alături de mine în studio se află domnul Florin Bărhălescu, consultant de turism. Discutam despre potențialul turistic pe care îl are Iașul. Am văzut și vedem cu toții că orașul nostru se dezvoltă de la an la an, la fel de bine și numărul de turiști crește, dar și calitatea, eu știu, vieții turistului cât stă la noi este tot mai bună, însă, așa cum am spus încă de la început, este loc de mai bine. Vedem că Iașul se dezvoltă, așa cum am precizat, este situat pe locul al treilea în topul celor mai eficiente orașe din România, după Oradea și Alba Iulia, tocmai pentru modul în care este administrat. Și Iașul este cel mai bun, să zic așa, în ceea ce privește absorpția de fonduri europene. Vedem că s-a investit masiv în infrastructură. Văd și ieșenii aceste lucruri, eu știu, ca să aibă și influența asupra turiștilor, cunoscuților din alte orașe să-i invite la noi. Da, se simte mult din acest punct de vedere. Noi întotdeauna am remarcat o diferență la prezența respectului de sine. Pentru că degeaba facem eforturi în promovarea Iașului ca destinație, și atunci când turiștii intră aici într-un magazin de suveniruri, de exemplu, să fie întâmpinați cu o abordare negativă sau cu un șanț săpat în fața magazinului și așa mai departe. Cu alte cuvinte, primii care au remarcat faptul că Iașul este mai deschis din punct de vedere turistic sunt ieșenii. Și lor trebuie să le mulțumim și pentru locul în statistica vis-a-vis de eficiență, pentru că dacă este să comparăm eforturile pe care le-a făcut Iașu, Oradea și Alba Iulia, sunt complet diferite. Alba Iulia face spectacol la Cetatea Albă Carolina și practic ca strategie are o serie de evenimente mici și de impact. În condițiile în care anul acesta, de exemplu, este anul centenarului, dar în ceilalți ani ei au pus accentul pe cavaleri și pe domnițe, zona medievală pe care și noi am putea să o exploatăm la Iași. Oradea, în primul rând, are accesul foarte aproape de autostradă, se află la 20-30 de kilometri de capătul autostrăzii. Deci, vis-a-vis de eficiență, e clar de ce suntem cumva pe locul 3. Din punctul de vedere al turismului însă, eu Iașul îl văd imediat după București și Cluj, pentru că cu Bucureștiul aproape niciun oraș din România nu se poate compara. Puterea de absorție, traficul aerian, totul e de zeci de ori mai mare. Iar Clujul, prin faptul că a reușit să atragă foarte multe investiții, dar revenim la accesibilitate, de la Cluj la Viena ajungi în 4-5 ore cu mașina și undeva în 45 de minute cu avionul pe cursa directă. Deci iarăși avem un mic handicap și atunci locul 3 și din acest punct de vedere este pe deplin justificat. Creșterea pe care o putem determina de acum este numai o creștere în calitate. Adică putem cel mult să diversificăm produsele și în acest fel să creștem cantitatea, dar altfel trebuie să lucrăm la calitatea produsului, astfel încât, de exemplu, la un hotel de 4 stele, cât mai curând să avem măcar 10 camere la nivel de 5 stele și în felul acesta calitatea serviciilor în hotelul respectiv și automat în area în care se află să crească. Se vede, eu știu, în imaginea Iașului o muncă de marketing în spate, adică este imaginea Iașului vândută cum se cuvine celorlalți? Toți actorii sunt foarte bine intenționați. Dar este vorba aici de o strategie dedicată. Putem să facem chiar referire la strategia care în momentul de față este pusă la dispoziția cetățenilor de către primărie. Dezbate. Și unde s-a solicitat tuturor un punct de vedere.
Sunt aproape 100 de pagini de strategie foarte bine scrise. Din acest punct de vedere, echipa academică de la Universitatea Cuza, coordonată de către profesorii de la geografie, au reușit să facă un material extraordinar. Această strategie vine după încă două sau trei strategii făcute la nivelul municipiului Iași. Sper să se simtă și asupra întregului județ, pentru că Iașul este legat atât de orașele despre care discutam mai devreme, Chișinău, Cernăuți, Botoșan, Suceava, Bacău, Piatra Neamț, dar și de localitățile din zonă, pentru că ce ar fi Mircești, Ruginoasa, Miclăușeni, Trifești, fără Iași sau Iașul fără ele, numai la Ștefan cel Mare când ne gândim. Știm că la Dobrovăț avem ultima ctitorie a lui și iată, la numai 15-20 de kilometri sunt obiective turistice pe care le putem introduce în această strategie regională de dezvoltare a orașului nostru. Revenind la strategia pe care o avem acum la dispoziție, este un material care a reușit să scoată în evidență destul de multe aspecte și să fie provocator, aș putea să spun, atât pentru noi ca specialiști, cât și pentru fiecare ieșan, pentru că odată citit acest material vei vedea cât de multe nu știi despre orașul tău, cât de multe s-au făcut în acest oraș pentru promovare, cât de multe branduri sunt folosite, pentru că ne-am dorit să avem numai un brand. Probabil ar fi foarte ușor să mergem pe un singur brand, Palatul Culturii, de exemplu. Da, Palatul Culturii este unul dintre aceste branduri, dar el are o rezonanță pentru un anumit segment de turiști. Pentru alții, Eminescu, fie Teiul lui Eminescu, fie Junimea, au altă rezonanță, Creangă, Universitatea Cuza sau Alexandru Ioan Cuza sunt elemente de brand, sunt Trierarhiul, da? Sfânta Paraschiva, numai pentru a enumera câteva dintre brandurile principale ale Iașului. Și revenind la strategie, aici vedem cum aceste branduri au fost folosite de-a lungul timpului și cum ar putea fi puse în valoare în continuare. Da. Pentru că ați adus în discuție obiectivele turistice, un obiectiv este Palasul, centrul comercial. Este un obiectiv pe care cu siguranță niciun turist nu îl ratează atunci când vine în Iași. Cât de mult timp petrec turiștii acolo, eu știu, în detrimentul altor obiective, uită să mai plece de acolo și reușesc să vadă doar câteva dintre obiective. Am și norocul de a mă afla într-un oraș cosmopolit. Iașul este un oraș cosmopolit și obișnuiesc să compar, deși nu pot să compare așa ceva, Piața Unirii și respectiv Palasul cu Catedrala Catolică Veche, Biserica Veche și Catedrala Catolică Nouă. Practic, dacă ar fi să le pui una lângă alta catedralele și să alegi unde te duci, cu siguranță te duci în Catedrala Veche. Pentru că e pictură, pentru că este istorie, pentru că sunt foarte multe elemente. Dar pentru că în momentul în care ai venit la catedrală, vii pentru a fi împreună în rugăciune, alegi Catedrala Nouă. Cam același lucru se întâmplă și cu Piața Unirii, unde avem extraordinar de multe elemente de arhitectură, de istorie, de povești urbane, de ce vreți dumneavoastră, dar care este micuță, e o bijuterie, e un diamant cu mai multe fețe șlefuite. Și avem în partea cealaltă Palasul, care poate are la fel de multe fețe. Da? Pentru că, iată, pune Palatul Culturii partea sa sudică în valoare. Are o zonă verde extraordinară, fie cu patinoar, fie cu role. Copiii pot face mișcare fără să ai grijă că dă o mașină peste ei. Este zona de restaurante, de cafenele, unde e o diversitate foarte mare.
Da? Deci aici putem fi împreună, în aceeași măsură în care putem fi împreună și în Piața Unirii, doar că este diferit. Și am făcut comparația cu Catedrala Catolică pentru că, iată, Catedrala Catolică nouă este deschisă în 2005, la fel cum Palace-ul a fost deschis în 2013-2012. Și practic, într-adevăr, din acel moment, noi ca ghizi de turism am avut o altă provocare, aceea de a vedea de unde începem și unde finalizăm, pentru că dacă începeam din complexul Palace, acolo se termina totul și în loc să ai o prezentare de 3-4 ore a orașului, reușeai să termin totul în 30 de minute, după care era liber la cumpărături. Da. Și așa s-a născut la Iași turismul de shopping. Da. Păi știu că foarte mulți cetățeni din Republica Moldova vin în turism. Nu numai din Republica Moldova. Nu doar, din toate județele învecinate, da. Dar oricum, știu că sunt... cea mai frumoasă exclamație pe care am primit-o a fost din partea unei doamne turiste evreu, care în momentul în care a intrat în zona de atrium a spus "Please tell me that I'm not in Romania here." Da, s-a mirat. Deci, da, a venit, nu se aștepta exact, să vadă așa ceva, să găsească ceva aici. Deși înainte trecuse prin curtea complexului Palace, văzuse pe din afară, dar nu se aștepta la interior să fie atât de bine realizat. Da. Au turiștii acces ușor la ghidurile turistice, la broșuri, la eu știu, orice alte materiale informative, fie că e vorba de un hotel în care le pot găsi, ori eu știu, pe la tonete, știu că în orașe europene găsești ghiduri turistice pe la tonete, de bilete, depinde de cum își face fiecare turist temele. În momentul de față, în mediul virtual, sunt foarte multe instrumente, nu numai pentru Iași. Cu alte cuvinte, dacă ți-ai luat timp jumătate de oră să-ți faci o căutare înainte de a ajunge la Iași și de acolo ți-ai făcut chiar și printate sau salvate pe telefon câteva documente, îți este foarte ușor să te descurci în oraș. Sunt articole pe blog, sunt tot felul de materiale pe care le poți folosi. Altfel, dacă vii Flower Power, s-ar putea să mai surprize. Să ai surprize. Dar în hoteluri sunt hărți ale orașului. S-a investit în recepționeri astfel încât și în personal de la restaurante chiar, astfel încât să știe ce obiective turistice au în zonă. E o abordare destul de ușoară și pe zona aceasta. E adevărat, centrul de informare turistică e plasat central, în afară de acesta care este lângă Piața Unirii, foarte aproape de Piața Unirii. Mai sunt câteva locuri, inclusiv în centrele de informare de la shopping center-uri, sunt materiale care îți prezintă zona turistică. De ce spuneam că sunt diferențe între orașe? De exemplu, eu am rămas surprins plăcut la Brașov, pentru că acolo fiecare cafenea are un semn de informare turistică și înăuntru găsești un stand unde ai câteva cataloge, ai câteva hărți, ai câteva chiar vouchere de discount cu care te poți duce la shopping sau la restaurante și să ai discounturi. Dar asta ține de și de organizarea locală a mediului de business, nu numai a administrației, pentru că oricâte instrumente ți-ar pune administrația la dispoziție, dacă tu nu vrei să te pregătești pentru oportunități, este alegerea ta. Și spun asta în contextul în care acum câțiva ani Iașul a avut stand la Târgul de Turism al României. Și acolo nu erau decât 4-5 actori din zona privată, pentru că au fost luați ca și iarna pe nepregătite și n-au avut materiale de pus în stand. Adică problema nu este întotdeauna în curtea administrației. Chiar dacă privim zona administrativă,
ca pe un partener, am găsit întotdeauna deschidere. Ca a fost vorba de vizitat inclusiv Palatul Rosnovanu sau alte obiective turistice în perioade în care ele practic ar fi fost închise, s-a găsit înțelegere, totul pornește de la comunicare. O comunicare corectă reușește să rezolve adesea problemele. Ideal. Care ar fi naționalitățile predominante între turiștii care vin să-și petreacă timpul liber la noi? Aici este greu de spus vis-a-vis de... e clar, pe primul loc sunt turiștii români, cei care vin să-și petreacă timpul liber. Cu alte cuvinte, dacă excludem turismul de business. Exact. După turiștii români vin turiștii din Republica Moldova. Și de-abia după aceea eu aș pune turiștii din Israel, pentru că ei vin să-și caute rădăcinile. Exact. Avem o conexiune puternică. Exact. Și Iașul a revenit ca poartă de intrare în toată zona Moldovei, pentru că ei au locuit în toată această regiune, de la Vatra Dornei și până spre Focșani, Tecuci. Și de-abia după aceea sunt alți turiști, din italieni, de exemplu, spanioli, care vin fie pentru a cunoaște familiile prietenilor lor români care lucrează acolo, fie în ambasadoria Iașului. Da. No. Da, pentru că avem ambasadoria Iașului. Fiecare student care pleacă în Erasmus este un ambasador al Iașului. Fiecare profesor care pleacă la o conferință este ambasador al Iașului. Fiecare român care lucrează afară este ambasador al Iașului. De aceea mi-aș dori fiecare dintre aceștia să plece cu o trăistuță tradițională în care să aibă câteva obiecte care să-i amintească și lui de Iași, dar care se poate transforma ușor într-un cadou care să-i incite la o vizită la Iași. Da. Ceea ce privește turismul, eu știu, de masă, să zic așa, care sunt primele obiective pe care le urmăresc turiștii? Evident, Palatul Culturii cred că deschide lista. Singurul obiectiv pe care îl avem pentru turismul de masă este Sfânta Parascheva. Bine, atât. Aici e clar. Bun. Plecând de aici, vedem foarte clar că obiectivele cu caracter religios și care au ca scop pelerinajul fiind o formă de turism, pentru că oamenii aceia sunt plecați pentru cel puțin 24 de ore de acasă pentru a face o vizită în altă parte, respectiv la Iași. Celălalt turism de masă este turismul școlar. Sunt elevi din toată regiunea, am putea spune chiar și din Republica Moldova, care vin să viziteze Iașul. Și aici avem câteva obiective turistice. Clar, Palatul Culturii este unul dintre cele mai vizitate, dar și Grădina Botanică, cred că e pe locul 2. Dar, practic, când vorbim despre Palatul Culturii, iarăși nu aș vrea să comparăm mere cu portocale, pentru că la Palatul Culturii avem cel puțin 5 muzee. 4 muzee plus turnul cu ceas. Da? Cu alte cuvinte, dacă cineva, eu de exemplu sfătuiesc turiștii să nu viziteze o zi întreagă Palatul Culturii. Să-l împartă în două, dacă se poate, în trei zile. Ca să poți digera. Exact. Pentru că dacă te-ai dus din muzeul de artă în muzeul de etnografie, cu siguranță pe undeva o să începi să încurci culorile. Dacă te-ai dus din muzeul tehnic în muzeul de istorie, nu vei ști pe unde ai văzut și ce ai văzut, mai ales că muzeografii reușesc să facă un mix foarte frumos. Mă gândesc numai la cortul din Muzeul de Istorie, de exemplu, sau la sala de judecată, tot din Muzeul de Istorie. Și atunci ești bulversator. Dacă reușești să le iei pe bucăți, astăzi Muzeul de Artă și eventual turnul cu ceas și să... iar mâine Muzeul de Istorie și Muzeul de Etnografie, urmând ca celălalt muzeul tehnic eventual să îl legi de un alt muzeu din oraș, este ideal.
Dar celelalte muzee din oraș, Bojdeuca este cea mai vizitată, Muzeul Unirii. Și iată, la Centenar este locuința în care regele Ferdinand a locuit, în afară de faptul că a fost cuza. Sunt câteva locuri, simbol ale Iașului, care de asemenea sunt vizitate foarte mult. Universitatea Cuza este un loc în care putem să vorbim de turism de masă. E foarte adevărat, accesul gratuit în sala pașilor pierduți reprezintă un avantaj. A crescut foarte mult în ultimii ani Biblioteca Centrală Universitară. S-a și deschis publicului mai bine. Așa A fost o este. politică. Da. Da. Cred că vom avea numeroase discuții, am putea avea numeroase discuții despre turism, însă timpul nu ne mai permite astăzi. Eu vă mulțumesc pentru Și eu participarea vă în emisiune. mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Andreea Luca, ne vedem săptămâna viitoare.